Hristos a înviat. Astăzi facem un chec. Da, așa un chec. Tu l-ai, Doamne? Cu iaurt? Cu iaurt? Uitați, spune-mi iaurt. Iaurtul ăla cred că are 125 de grame. Are. Da, 125. Așa. Completăm cu lapte, că n-avem destul iaurt. Știți? Și eu vreau o cană de iaurt. Și nu am. Avem puțin iaurt. Ce avem prin casă, vă dar spunem. Nu e nicio problemă. Deci noi facem cu ce avem prin casă. Nu e nicio problemă. Uite așa. Uite, facem așa. Ca să fie o cană. Deci dumneavoastră, dacă aveți iaurt și o cană, puneți iaurt. Dacă nu, faceți pune așa. Ca mine. Ca noi. Așa. 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 Ia ca așa. Da. Și acum punem o budincă de vanilie. O budincă, nu știu cât un pliculeț are. De budincă de vanilie. Unde scrie cât are? Doamna. 37 de grame, aici scrie. Aha, ok. Da, 37 de grame, da. Așa, ca să fie ceva. Ia că am făcut, ce fain miros, vezi? Mm. Are alt gust dacă pune o budincă de asta. O budincă de vanilie. Da. Ok, și acum apoi? Zahăr, vanilie. Zahăr, vaniliat, ce mai ne trebuie? Uite, aici am zahăr, așa că nu mai încăput în, în ăla meu de zahăr. Și pun pe ăsta. Un pahar de zahăr. Așa. Iată zahărul. Fiindcă am pus vanilia aia, așa miroase de frumos, budinca mă refer. Așa. Acum punem 3 ouă cu totul. Amestecăm frumos. Așa, trei ouă. Da. Punem praf de copt. Punem și praf de copt. Trebuie. Punem și ce să punem? Vanilie, portocală. Ce vrei să pun? Portocală. Stai să văd ce e asta. Asta e lămâie, citrone. A, citrone. Mm-hmm. Miroase fain? Da. Ok, punem o fiolă de citrone. Esență de lămâie, ca să știți. Esență de lămâie. Așa, și punem praful de copt. Punem jumătate de linguriță. Așa. Da, da, se mai întâmplă. Așa.
Așa. Dacă ești mai mare. Da. De cacao, vrei cacao? Păi, ai spus că vrei să faci de cacao, nu? Da, dacă am pus vanilie, mai trebuie și cacao. Cum vrei? Nu mai trebuie. Nu mai trebuie, nu? Deci okay. Am pus praf de copt, lămâie. Coajă rasă de la o lămâie. Deci să spălați bine lămâile când, când folosiți coaja. Pentru că pe coajă există soluțiile alea care le stropesc, știi? Dar dacă e bio, atunci nu mai trebuie. Ba, o puteți să spălați, nu e nicio problemă. Nu știm noi care e bio și care nu. Păi acum... La ei tot e bio, dacă cauți. Nu mai știi cum să faci. Asta-i. Dar dacă aveți lămâie, un pom de lămâie acasă, aia e altceva. Aia e bio, bistoș. Da. Că noi avem, numai încă n-o făcut. Mai faci el. Am avut lămâie când s-au căsătorit dacii, când au avut nunta, i-am cumpărat un lămâi cadou, că lui îi place mult pom de lămâi. Și am luat un lămâi, nu știu cât am dat pe el, 50-60 de euro, cam așa. Dar avea și lămâi pe el. Și o trăi săracul un an. Dar am ținut în cameră unde era cu noi, cald. Și nu-i voie, numai până în 12 grade să fie. Și a murit. S-a uscat. Ce să facem dacă nu am știut? Și dacă ar fi știut unde l-ar fi ținut. Că nu avem rece niciunde, că noi tăti cald, păstă tăti iarna. Da. Pui și zeamă? Pun. Trebuie să pune și un pic de zeamă de lămâie. Un pic mai mult. Că eu pun tăt. Deci, de la o lămâie și coaja și zeamă. Aluatul are gustul mai plăcut dacă are lămâie. Foarte plăcut. A fost sâmburi. Unu. Așa e la lămâie, ce să faci? Dacă aveți storcător, faceți pe storcător de citrice. Și am un dulap. Și eu am. Ok. Și acum le amesteci și după aia pui făină, da. Așa? Uitați aici, fiindcă am pus lămâia. Uitați cum s-o făcut, s-o ridica pur și simplu, fiindcă lămâia și cu iaurdul fermentează. Mm-hmm. Da, da, da. Asta e adevărat. Deci faci cu mixerul. Păi până se dizolvă zahărul ăla care da. Se întreg. Nu-i praf. De-aia eu pun praf. Mm-hmm. Care să nu mai am treabă cu zahărul. Ei, n-am pus ulei. E, și uloi trebuie. Uleiuț. Da. Soruță dragă, până acum am avut ulei de la tine. Da. Asta e ultima sticlă. Și acum cred că ar trebui eu să-ți trimit ție. Că ei nu au ulei acum. Da, ne-au trimis ea ulei. Nu pun o cană, că o cană... O cană trebuie, dar eu pun atât. Da, ajunge. E cred că e și prea mult. Așa zice, o cană de zahăr, o cană de ulei, o cană de iaurt. Da, dar să joacă cu Ciuciu. Da. Da. Așa. Și acum se amestecă cu mixerul.
Dacă nu aveți mixer, poate aveți tel sau robot de bucătărie. Așa, deci s-a amestecat, vedeți? S-a amestecat frumos. Uitați ce fain arată. Și acum punem farină, cum o zis bunica mea, farină. Așa se zicea înainte, adică bătrânii ziceau așa înainte. Dar nu știu de ce ziceau așa. Dar nici eu nu știu. Farină. Și la piper, de ce zice chipei? Mă scuzați, Maude. Deci două căni ai pus acum. Am pus două căni să văd dacă mai trebuie, mai punem. Numai trei căni trebuie. Mă să vedem cum este, eu zic să mai pui. Bunica mea, meream cu ea la cooperativă. Așa se numea înainte. Și vream ori bomboane acrișoare, dar să nu credeți că mă lua de 3 lei, de 1 leu. Da. Sau îmi trebuia napolitane. Și când merea acolo, ea putea frumos să spună la, așa-l chema pe om, Teofil. Cine vânzătorul? Teofil. Dar ea știa să spună Teofil. Dar nu știu de ce îi spunea Trofil. Și de la una mă certam cu ea. Și spuneam, dar de ce zici la om așa? Că nu-l cheamă așa, îl cheamă Teofil. Deci rețeta lui cu 3 căni de făină. Nu zic să mai pui liniște. Și eu zic că e suficient. Nu. Nu zic să mai pui. Nu. Dacă nu tu vrei să pui umplutură înăuntru, toată umplutura o să ți se ducă în jos. O să vezi. Eu știu ce vorbesc. Mă, ar fi așa cum nu știu. Am? Ce-i baiu? Bluza în pantalon. Ce-i baiu? Nu poți să-l desfaci? Deci pun la treia cană. Ok. Pune în pantalon. Imediat. Deci a treia cană. Da. Așa. Și să amestecă bine. Aici ar fi fost bine să fie unt. Uite ce nucă mare. Și noi nu avem unt. Avem, dar e tare, din ăla, de la frigider. Și punem un pic de lapte. Dacă aveți unt, puteți să puneți unt. Da. Dacă aveți unt, puneți 50 unt. De grame. Și lapte bine. Da. Și lapte. Bine, se poate și albuș de ou bătut aici. Dar mere așa cum pun eu acum. Nu mai stric eu ouăle mele, că nu mai am numai 12. Ia așa. Vreau să mai pun un pic de lapte, nu? Ce mai pot? Ce ar trebui? Și smântână, dacă ar fi, n-ar fi bai. Smântână am pus la... La ce am pus? La supa de mazăre. La supa de mazăre ai pus? Da. Nu știu. Nu cred. Dar la ce am folosit? Ciorbă. Ciorbă. Așa, uite acolo ce fain arată. Ia așa. Deci, nu că să zic eu că e 250 de grame. Da. Puteți să puneți și, dacă vreți,
esență de rom, puteți să puneți, sau de vanilie, în nucă, sau, no, ce vreți, după gust, cum vreți, dumneavoastră. Cum am doriți. Uitat că ei trebuie esență. Asta a fost apropo meu. Na. Na. Sunt ce saturi. Na. Nu că merge foarte bine romul, să știți. Încercați și voi acasă și o să vedeți. Eu vă zic. Vă dau o idee. Așa. Și acum facem checul. O să vedeți procedura. 2, 3. Da, da. Dar mai am un așa. Aia, da, ce aranjat-o. Aia ar trebui cu firezul tăiat. Da, de ce? Nu stai să o am. Eu pot să o tai cu firezul și bun, oi, oi. Dar nici nu stai să o am. Dar ce fain i-a luat-o, vedeți? Stai că spun. Dar ce frumos i-a luat-o. Cam așa trebuie să fie. Super! Așa. Și acum punem nuca. Ok. Pe mijloc, să știți. Așa. Și ia ca așa. Vedeți? Da. Și o fi un chec. Superb. Cu nucă. Chec cu nucă. Dacă vrei și rahat, și rahat îți spun. Nu, o să fie prea dulce și nu vreau. Cu dulcele, să nu fie prea dulce. Așa, și-l punem la cuptor la 200 de grade fără ventilație. O doamnă mi-a spus că mai trebuia nu știu ce prăjitură să fi fost mai la grade mai puține. La noi nu mai avem la cuptor cauciucul ăla, spune garnitura. Garnitura la ușă. Și mai iasă un pic și de acolo. Da. Căldura. Și acum restul? Restul punem deasupra. O să vedeți ce bun o să iasă. Gata, nu mai este nimic. Și acum se întinde într-o parte în alta și pe margini. Nu știu dacă mă credeți, dar eu n-am tușit. Și dacă am tușit așa, când era sezon rece, să zic eu, m-o ținut 2-3 zile și bine a fost. Da. Dacă acum n-am pățit niciodată. Da, bine, și așa. Bravo. Așa. Mă crezi că deasupra, dacă ar fi luat numai o lingură de aici, ar fi pus cacao și aici deasupra mi-ar fi putut face așa un pic de mărere. Da. Da. Angel, mâncă și așa.
puteți să faceți voi acasă așa. Deci puteți să faceți. Așa. Și acum? Acum punem la cuptor. Câte grade o să vă spunem noi la sfârșit, când e gata. Cât timp a stat la cuptor. Că nici noi nu știm cam aproximativ, dar cred că jumate, 40 de minute. Eu aș putea să iau astea de aici. Ah, ok. Da, poți să-l tai și... Da. Să nu mai fluture atâta. Ok. Bă, dar ce ia? Opa, ai grijă. Ok. Deci am terminat prăjiturica. Da. Natalia nu mai are răbdare, am tăiat-o așa caldă, n-am încotro. Și acum îi dăm așa caldă. Dar credeți-mă, e bun, acum am mâncat o jumătate felie. Așa de bună e. Asta trebuie când e rece să o tai, nu acum. Mamă. Poftim. Și gustul de dinăuntru, nu știu, dar mie îmi place cum arată. Uitați cum arată. Uite, asta mai mare. Păi de acolo s-am tăiat. Păi de acolo se tăia mama. De unde? Eu așa că... Pudră? A, să spun zahăr. Stai mama mea, că spun și zahăr. Wow! Acum ai fain. Acum ai fain, mame. Da. Carahatul. Deci, credeți-mă, e foarte bun. Chiar e foarte, foarte bun. Dar cum să nu fie bun, Doamne, apără, că am pus atâtea lucruri faine. Mamă. E chiar fierbinte, oa, că mă alge. Wow. Wow. Și pe limbă, de ce nu mai ești? Da. No, nu vrei ca așa fata ta să suflu. Da. Deci Natalia nu vrea să suflu, numai Angie. Da, are un gust super, deci nu știu cum să vă spun, dar are un gust foarte bun. Încercați și voi. Vedeți-mă, e foarte, foarte bun. Deci ce vreau eu să vă spun? De unde are așa gust bun? Budinca aia de vanilie, da, cu iaurtul ăla și cu lămâia stoarsă toată, lămâia stoarsă întotdeauna dă un gust la luat foarte bun. E foarte bun. Și de tăiat nu trebuie acum să o tai. Da, e fierbinte. Da. E fierbinte și acum nu. Ce să facem? Dar credeți-mă, e foarte bun. Uitați, vedeți? E super, nu știu, mie îmi place gustul, îmi place tot. Și aceasta este realizarea mea. Da. Pe ziua de astăzi. Dacă nu vreți să faceți cum am făcut eu, o cană de zahăr și... faceți aluatul să fie de tort, de pișcot, de pandișpan, aluatul, deci... Foaia asta să fie de pandișpan. Da, dacă nu vreți să dacă fie așa. Dacă nu vreți așa cu ulei, știți? Aceasta este realizarea mea. Tătaia spune, hai, hai, dar ce mai hai? Că i-am spus, aceasta este realizarea mea. Am spus că secretul care îi puteți pune iaurt, puteți să puneți lămâie, puteți să puneți și atunci are un gust deosebit. Da. Așa le-am spus, mami. Ok. Nu, bine atunci. Vă lăsăm cu bine, pacea Domnului Iisus Hristos să fie cu voi și cu noi. Și ia, că le-am făcut și eu ceva acolo. Nu-i mult, dar pentru ei e suficient. Da, da, credeți-mă, e bun. Credeți-mă, e foarte bun. E foarte bun la gust. Încercați și vă și o să vedeți. Ok. La revedere. La revedere.